Să mai vorbim și despre noi, domnilor și domnilor, că mai merităm și noi din când în când. E bomba anului în televiziune. După 22 de ani, Dan Negru a anunțat că pleacă de la postul unde a cunoscut succesul și căruia i-a adus succesul. A ales a treia televiziune din topul audiențelor, după negocieri dure, cum numai el știe să o facă. Dincolo însă de activitatea care l-a făcut celebru în televiziune, Dan Negru este un bărbat îndrăgostit de familia lui și de Dumnezeu. Deși își ține departe de ochii presei mondene soția și copiii, nu ezită niciodată să-și exprime dragostea față de Iisus Hristos, pe care îl caută în orice moment, mai fericit sau mai greu din viața lui, așa cum am convingerea că a făcut-o și acum. Hai să vedem. Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, cu o carieră de peste 30 de ani în lume jurnalismului. A devenit celebru după ce, ani la rând, a înregistrat recorduri de audiență la unul dintre cele mai mari și longevive posturi TV din România. După primul an însă, în care succesul nu a mai bătut la ușa prezentatorului, cel mai răsunător transfer avea să se confirme. Dan Negru pleca de la postul unde s-a consacrat. Un post pe care, așa cum am mărturisit în nenumărate rânduri, l-a iubit. Pentru mine mai mult decât onorabil să fiu în fabrica aia de la începutul ei. Am prins fabrica aia, am fotografii pe care le trimit cu mare drag, să fac o confidență acum, le trimit cu mare drag oamenilor cu care am început. Nu e un secret să spun că îi trimit chiar cu mare drag fotografia mea de început de la antenă, cu o siglă mare în spate, eu trimit patronatul. N-am prezentat nicio emisiune care să nu fi plăcut. Ghinionul meu sau norocul meu în carieră, în viața mea de televiziune, e că am ales și că erau formate în care nu credeam și pe care nu am vrut să le iau, dar nu, am crezut în formatele pe care le-am prezentat, am crezut. Am încercat să găsesc echilibru în show-urile mele. Deși aceasta pare să fie una dintre cele mai mari decizii pe care le-a luat în cariera sa, Dan Negru recunoaște în viața de zi cu zi că are o problemă în a se ține de hotărârile majore din viață. Sunt un om influențabil, declara el în cadrul unui interviu acordat recent postului de televiziune pentru care va lucra de acum înainte. Dincolo de prezentatorul, care a fost o constantă a micilor ecrane din casele milioanelor de oameni, Dan Negru se declară un om simplu. S-a născut la Timișoara, a fost singurul copil din familie și a avut parte de tot răsfățul celor din jurul lui. Am crescut singur la părinți, într-o casă în Timișoara, cu mama, cu tata, cu bunica, cu bunicul. Zic că eram cel mai... acolo eram... îmi lipsea ceva... răsfățat, nu mi-au lipsit lucruri. Timișoara a fost în perioada adolescenței mele un oraș privilegiat. De-a lungul anilor a trecut prin multe momente dificile, însă una dintre cele mai mari cumpene a fost pierderea tatălui. O pierdere pe care a acceptat-o greu și pentru care a avut nevoie de mulți ani pentru a o înțelege. N-a fost ușoară, dar e de înțeles. Tata a avut o vârstă, e o normalitate. A fost o boală complicată pe care a avut-o tata, cancer, și oarecum ne-am obișnuit niște ani de zile cu ideea. Tata se obișnuise. Nu e ușor. Dar îți repet, vârsta, e o normalitate să-i pierzi pe cei bătrâni. Când tata afla de boală, de boala pe care o avea, mi-a și zis: da, ne am o vârstă, hai, gata, asta e normalitate. Eu l-am pierdut pe tatăl meu. La ce vârstă avea? 74 de ani. Alături de el au fost întotdeauna soția și copiii. Relația cu Codruța, cea cu care își împarte viața de mai bine de 15 ani, a fost întotdeauna ținută departe de ochii presei mondene. Codruța nu e implicată în lumea asta showbiz. Am fost împreună niște ani. Am făcut o nuntă extrem de discretă. Am făcut o nuntă... la nuntă au fost vreo... cred că au fost vreo 8 oameni. Familia noastră. Atât.
părinții mei, părinții Codruței și sora ei, cumnatul și cam gata. Am făcut, înainte de, de nuntă, am făcut o listă cu o posibilă nuntă. Cine a ieșit acolo? Sute de oameni. Cine a ieșit? Și ar fi fost un tămbălău. Deși adoră să facă televiziune, Dan Negru nu-și dorește ca cei doi copii ai lui, Dara și Bogdan, să facă o carieră în jurnalism. Pe Bogdan îl pregătesc să fie președintele Moldovei. Istorice, mă vreau istorice. Pe Dara vreau să fac prim-ministru, aici prim-ministru. O chestie din asta mărunte, adică nu vreau funcții mari, știi? Observ că-s modest la asta. Și cam asta. Dara nu vrea, Dara mă nebunește. Că zice, bă, tată, dar cum crezi că aș fi eu ca prim-ministru al Moldovei? Bă, și acum văd că tot vrea Lituania, chestia. Bă, vrea Franța. E funcție. Eu glumesc. Puțină lume știe despre Dan Negru că este un om foarte apropiat de Dumnezeu, iar duhovnicul lui este nimeni altul decât iubitul părinte Vasile Ioana, cu care are o legătură specială de foarte mulți ani. Sunteți duhovnicul meu nu de un an, nu de o lună, nu de patru, de mulți ani, de mulți ani. Dă-mi slavă lui Dumnezeu pentru asta. Și mă bucură mult, bucurie, cuvântul ăsta pe care l-aveți și care e brand. E de fapt un hit, tatăl nostru, nu? E marele hit al creștinătății, ca să vorbim în termeni pe care îi pricep copiii. În limbaj de televiziune. E probabil cel mai share-uit moment, cu miliarde de share-uire în fiecare minut. Exact, din toată istoria de 2000 de ani a creștinismului, de fapt rugăciunea Tatăl nostru este ceea ce Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a spus să facem. Dan Negru este exemplul unui artist, om de televiziune român, creștin, ortodox, care se întâlnește cu provocările zilei, din media, din viața socială, din viața economică, din online, din lumea showbiz-ului, din lumea asta a artiștilor. Un artist care încearcă și ar și reușit și reușește și rugăm pe Dumnezeu să-i reușească până la capăt, să-și păstreze vie credința, nădejdea în Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu și să aibă curajul și demnitatea să facă public acest lucru, pentru că sunt foarte mulți artiști care consideră că nu dă bine să te prezinți ca bun creștin ortodox. Iată că el și alți artiști care au ales să-și facă cunoscută credința lor în Dumnezeu fac un mare bine atât lor cât și Bisericii lui Hristos, pentru că ei de multe ori au apărat Biserica lui Hristos când a fost mare nevoie de asta. Iată, oamenii de televiziune buni creștini pot să facă servicii extraordinare Bisericii lui Hristos, bisericii în care au crescut, unde au fost botezați și unde au primit Harul lui Dumnezeu. Una dintre tradițiile creștine pe care o respectă cu sfințenie este ca în fiecare an să meargă în pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Eu cred că e unul dintre cele mai mari evenimente religioase din Europa, pelerinajul de la Iași. Eu am avut șansa să vin în ultimii ani adeseori la Iași, aproape în fiecare an. Așa am simțit eu energia care m-a adus aici. Fie că am avut treabă, fie că n-am avut treabă, am încercat să vin. Ori am venit cu copiii mei, cu Dara și cu Bogdan, și cu soția mea, cu Codruța. Anul ăsta am venit singur, că nici sunt la școală. Mâine au nu știu ce examene pe acolo. Dar m-am întors de fiecare dată aici. M-am întâlnit oameni extraordinari. Și așa îmi pun șepcuța pe ochi și îmi place să dau, știi, să dau un tur al cozii și să vezi oamenii care stau. Anul ăsta a fost o vreme frumoasă. Mulți ani la rând am prins vreme câinoasă aici. Uai, de mine. Și dădeam ocolo așa cozii, o coadă interminabilă și am văzut oameni.